pace tuturor! Acest mesaj este din partea fratelui Giuseppe de la Radio Blas, pe care eu acum o să-l traduc din limba italiană. Spune Angela, Dumnezeu să te binecuvânteze, frate Giuseppe. O soră din Toscana ne scria. Voi vrea un consiliu, cum trebuie să fac pentru a predica Evanghelia? Trebuie să mă duc prin case? Ori într-un alt mod? Aici sunt singura, spune fratele Giuseppe. Slavă Domnului! Dumnezeu să te binecuvânteze, surioară! Amin! Am fost în Toscana a evangeliza cu mult timp înainte și pentru mult timp. Și cum se evangelizează în Toscana, întreabă Angela. Ce trebuie să facă această soră? Deci, în Toscana este cum ca în fiecare loc, trebuie a te duce a căutat frați cu care a lucra. Din păcate, astăzi, bisericele sunt împotriva evangelizării și nu o fac. Isus i-a trimis câte doi pe discepoli. Marcu, capitolul 6, a trimis discepoli câte doi și Luca, capitolul 9. Dar dacă nu ai o a doua persoană ori a treia, atunci te duci singură. Și unde? Când? Cum? Mereu. Oriunde, oricum, și la oricine. Ca femeie, nu este periculos a se duce singură, întreabă Angela. Sigur că este periculos, spune fratele Giuseppe. De exemplu, nu intra în case unde este un om singur, a evita de a se duce în situații seara când este târziu. Dar cea mai bună evangelizare nu este când tu te duci a căuta ori când sau când se întâmplă. Deci ne ducem mereu a căuta, mereu oițe, logic. Nu este că stăm aici și așteptăm ca oițele să vină din cer. Dacă te duci a face cumpărături, dacă te duci a merge în jur pentru asta, pentru alta, la poștă, te duci într-o bancă, Ține ochii deschiși mereu. A ține ochii spre persoane. Le vezi după ochi. Ochii îți vorbesc și îți spun care este persoana care este primitoare. Deci a căuta oițele, nu capre. Este adevărat, spune Angela. Acest tip de evangelizare la improviză de multe ori este mai mult cu succes pentru că Domnul îți trimite în drumul tău lume care are nevoie de Dumnezeu. Sigur, a se uita, a căuta oițile și a avea mereu în buzunar volantine de evanghelie. Eu cred că vi le putem trimite. Avem anunțuri pe internet, avem radiul pe internet și pe YouTube. Tu scrii și noi îți trimitem. Ale noastre volantine sunt gratis, mulțumind la persoanele care ne trimit oferte. Dumnezeu să-i binecuvânteze, pentru că în această lume nu este nimic gratis. Mulțumim pentru acești frați care ne susțin, așa suntem în gradul de a putea de a oferi gratis la oricine ne cer. Sunt volantine în care îți plac, le reproduci și le distribuiești. Mereu avea în buzunar diferite volantine. Unul care vorbește despre mântuire, altul care vorbește despre timpul sfârșitului, altul care vorbește despre vindecare... Deci, diverse volantine pentru a da persoanei medicina corectă. Pentru că uneori lumea nu are timp, spune Angela, de a se opri, de a vorbi și deci dai un volantin. Dacă ești pe autobuz sau pe tren și așa mai departe, și este o persoană care este dornică și tu ai vrea să vorbești, și această persoană ar vrea să asculte, dar poate ești la un semafor, poate ești pe un autobuz și îi dai un volantin și îi spui Dumnezeu să te binecuvânteze și îi spui uite acolo este un e-mail, ne poți scrie și apoi eu țineam ale mele volantine în buzunar și aveam și volantine aparte unde scriam numărul de telefon pentru a mă putea suna. Asta nu o dădeam la toți, ci doar la persoanele speciale și scoteam afară acel volantin special cu numărul de telefon și îi spuneam, uite, poți să mă suni, Dumnezeu să te binecuvânteze. Dacă faci așa după puțin timp, Domnul te va ajuta a găsi o persoană care tu vei putea colabora. A se duce a evangeliza împreună. Este clar, poate nu poți să te duci cu normă, dar poate măcar o jumătate de oră, o oră. Te duci și o vizitezi în casă, studiezi Biblia. Nu trebuie că trebuie să cunoști toată Biblia și așa mai departe. Nu. Dar începe a evangeliza ceea ce tu știi și cunoști. Și cum se face, întreabă Angela pe fratele Giuseppe, unul care nu știe cum trebuie să evangelizeze, ce trebuie să facă? Răspunde fratele Giuseppe, Lucrul principal este de a explica, deci de a vorbi de ceea ce Isus a făcut ție. Trebuie să fii exact contrar cum fac majoritatea bisericilor care țipă, îi trimite pe toți în iad, pe cei care nu sunt santificați și așa mai departe. Deci, pur și simplu a vorbi de ceea ce Isus a făcut pentru tine. Mărturisești, ți-a dat pace. Te-a convertit, te-a făcut să ieși de la droguri, de la băut alcool, de la sex, de la perversiune, de la violență, de la egoism, ori de la religie, ori de la singurătate, ori de la creștinism fals, nu știu. Orice lucru care i-a făcut Isus pentru tine, vorbește. Eram trist, Isus mi-a dat fericire. Nu aveam un sens în viață, dar când am primit pe Isus Hristos, acum sunt fericit. Religia, practic, este o limitație. Religia ar fi modul oamenilor de a-l servi pe Hristos, în schimb, Isus Hristos este modul lui Dumnezeu. Deci, atenție, nu a încercat de a te conforma la imaginea bisericilor, al religiilor, dar trebuie să ne conformăm la imaginea lui Hristos. Amin. Spune Angela, atunci ai evangeliza oriunde și peste tot. Da, a evangeliza mereu. Astăzi diavolul a creat sistemul fals care ar fi seminarele biblice, școlile biblice create de diavol pentru că a învățat lumea a se așeza toată, să facă teorie pentru luni și luni și ani și la sfârșit au învățat doar a se așeza și deci de a se duce a evangeliza din biserică în biserică, dormitor din dormitor. În schimb, trebuie să facem ca Isus. A se duce în strade, a vorbi, a face prietenie. Modul cel mai bun în care preferă a evangeliza este în strade, spune fratele Giuseppe. Pentru că în strade pot să aleg. Mă uit în ochii persoanelor, mergând, și când văd o privire profundă, dulce, mă duc mereu, dacă este un frate sau o soră, deci nu este important. Dacă este un bărbat sau o femeie și ne dă încredere. Dacă este o femeie, atunci sora o oprește. Și dacă este un bărbat, îl opresc eu. Nu este că contează prea mult. Și atunci începem să vorbim, că suntem creștini, nu suntem protestanți, catolici, marturii al lui Jehova și așa mai departe. Dar Dumnezeu iubește pe toți. Dar mântuirea este în Isus Hristos spune Angela. Atunci nu a evangeliza în numele unei religii? Niciodată, spune fratele Giuseppe, doar în numele lui Iisus Hristos. Pentru că astăzi sunt aceste false religii care spun că trebuie să-ți schimbi botezul. Da, îți schimbă apa. Dacă îți schimbă apa, nu se întâmplă nimic. Botezul în apă este un lucru secundar. De când a venit botezul Duhului Sfânt, botezul în apă este o mărturisire de părere de rău, dar nu contează nimic, dacă inima nu este convertită. Este adevărat că botezul Duhului Sfânt, apa din acest punct este pe locul 2. Vezi și în 1 Corinteni, capitolul 1, cu versetul 17, unde Pavel spune, Hristos nu m-a trimis a boteza. Oricum, botezul nu este nimic de rău, este o bună mărturisire. Dacă vrei, fă-o. Dar atenție la religii care îți spune: dacă nu ești botezat în apă, nu te duci în cer. Deci, religioși care vor ai tăi banii, religioșii de duminica, pentru aici, botezul în apă devine ca o frânghie atacată la gât, pentru a te lega de o religie. În realitate, este botezul astăzi în sângele lui Isus Hristos, voința lui Hristos, în iubirea lui Hristos, în mântuirea lui Hristos, în Corpul lui Hristos și, în special, în Duhul Sfânt de la Penticosta. Nu pentecolismul. Pentecosta sunt două lucruri diverse. Pentecosta este pentru toți creștinii dar penticolismul este o sectă, așa cum ca catolicii și așa mai departe. De exemplu, aceea ce vreau să spun este că mulți vor spune, dar cum că noi protestanții cunoaștem Biblia? Da, o cunoașteți bine, dar nu puneți în practică, pentru că ție cu ce mai mult ți-a fost dat, cu mai mult îți va fi întrebat. Catolicii sunt ignoranții de Biblie și le va fi întrebat mai puțin. Spune Angela, sunt multe lucruri de a spune despre evangelizare. dar fraților, dacă vreți, scrieți ne și vom răspunde la ale voastre întrebări. Dumnezeu să te binecuvânteze, surioară de la Toscana. Fraților, trimiteți-ne aceste întrebări pentru că sunt mereu inspirante de a le primi. Amin.